marfă, o pizza zburătoare. Plus, miros aici un mister care trebuie rezolvat. Uite aici, casa care a fost înlăturată de pe locul șantierului bântuit, fost construită în 1820 de un tânăr pe nume Ebenezer Crabb. Vecinii lui l-au acuzat de vrăjitorie pentru că în următorii 50 de ani nu a îmbătrânit deloc, dispărut în urmă cu 60 de ani. Și ia ascultă, se spune că Ebenezer este încă în viață și că se întoarce acasă la fiecare 20 de ani. Hai să mergem să-i spunem lui Fred ce am aflat.